Numărul cazurilor noi de COVID este acum în continuă scădere. Au fost mai puțin de 500 de la o zi la alta, iar rata de pozitivare a testelor este mică. A apărut însă și în România o nouă variantă și mai contagioasă a virusului, numită BQ11, care provine din cea dominantă acum, BA5. Prima dată a fost confirmată pe 30 septembrie și deja sunt încă 3 cazuri în București și Iași. Se răspândește cu aproape 100% pe săptămână mai repede decât s-a răspândit BA5. Vedem în Germania și în Austria un val și de spitalizări și de aceea probabil că săptămâna viitoare vom asista la un debut al acestui val, poate maxim în 2 săptămâni. Medicii nu se așteaptă însă la o avalanșă de internări. Suntem în etapa de conviețuire cu virusul, explică aceștia. Eu cred că totuși pandemia este către partea de încheiere, în general într-un ciclu natural. Pentru un microorganism, vorbim de virusul SARS-CoV-2 acum, este perioada în care el ajunge să fie contagios, dar cu agresivitate, adică cu o virulență care scade treptat. La gripă și viroze ar trebui să fim mai atenți, spune medicul, mai ales că oamenii nu au mai interacționat cu virusurile gripale datorită măștii. Deja sunt aproape 80.000 de cazuri într-o săptămână, aproape 250 cu gripă clinică, de 5 ori mai multă decât anul trecut. În mai puțin de o lună, aproape 900.000 de români s-au vaccinat împotriva gripei cu vaccinul gratuit de la Ministerul Sănătății. Numărul a crescut cu 33% într-o singură săptămână. În schimb, sunt tot mai puțini cei care se vaccinează împotriva COVID. N-au fost nici 1.000 în ultima săptămână. Mulți așteaptă noul vaccin adaptat pentru Omicron. Noul vaccin depinde de renegocierea contractelor care prevăd acum că ar trebui să primim peste 15 milioane de doze, de sute de milioane de euro, dar multe ar rămâne nefolosite. În momentul în care putem să încheiem aceste demersuri, care sunt de natură juridică și financiară, am discutat cu producătorii și într-un timp foarte scurt, foarte scurt, acest vaccin adaptatul plinilor circulante va face în România. O să facem dacă e nevoie. Dacă pe undeva apare, noi suntem disponibili să ne vaccinăm. O să vă vaccinați? Nu sunt eficiente. Datele arată că vaccinarea anticovid apără de formele severe și de deces.